Vă salut, distinși consumatori de Daily Vlog. În Daily Vlog de astăzi vă arătăm ce am făcut noi în sfânta zi de sâmbătă. Am testat bargaraș cu fratele Bunescu, din nou, dar am testat niște bargaraș pe care voi ni i-ați recomandat în vlogul pe care l-am făcut cu bargării. O să vedeți mâine, duminică, pe la 12:01, apare vlogul. Astăzi, în vlogul de astăzi, Bunescu le-o să mai testăm niște căști. Aoleu, iar? Da. Iar o oră, mele. Nu, sunt doar două feluri de căști. O să facem comparația între Sony-urile alea pe care le laudă toată lumea, toți vloggerii din afară. Bun. Și AirPods. Da. Ok. Da, ok. Facem. În rest, toate bine, mulțumim fetelor de ajutor. Da, noi am mâncat. Noi ne-am comandat o supă de roșii de la Vivo. Care a fost? Foarte bună. Și niște șici. Deci ne-am testat așa, Vivo, hashtag, Peter, modelier. Bibo și modelier. Bunescule, ia uite Bunescu cum stă ca fata în iarbă. Băgăm un... un Counter-Strike? Un Lambrusco? Normal să băgăm un Lambrusco. Andale. Deci Bunescu a dezvoltat obsesie pentru această băutură. Mamă, dar știi ce mă oftic? La el pe blog, pe bunescu.ro, găsiți un articol despre băutură. Îl găsiți în descriere, sper. În descriere. Dacă zice Bunescu, în descriere. Da, la roz... Scuze, ăla roze este mult mai bun, dar n-am găsit. Trebuie să comand roze. La fel, același brand, la fel, aceeași denumire, stai să-mi dau foc la cameră, așa, că aici o lumânare. Roze-ul m-a făcut pe mine să mă îndrăgostesc de Lambrusco. Doar că n-am găsit. Ăsta. Este foarte bun. Merea. Fierea el dracului de prost. Hai, noi, Bunescule, să avem un Crăciun fericit. Sante. Bunescule, hai să testăm căștile alea. Un pahar de tehnologie. Bun. Și acum acea secțiune din vlog în care suntem la un pahar de tehnologie. Să ne scrieți în comentarii dacă vreți să mai facem genul ăsta de clipuri. Asta e pe bune, ăsta e chiar ultimul test de gen. Chiar vreau să testez aceste Sony-uri pe care toată lumea le laudă, VH1000. Astea sunt... Tradus și ce înseamnă toată lumea, că eu nu știu ce înseamnă. VH1000XM4, Mark 4, adică ultimele din seria asta. Toți, Marche, Brownlee, toți băieții... Adică vloggerii folosesc din pentru afară. Ascultat sau și pentru editat? Ascultat. Este. Sunt căștile lor de travel. Astea sunt. Înțeles. Astea sunt și sunt undeva la 1600 de lei. Tot de la prietenii de la Avestor. La jumătate. Da. Tot de la prietenii de la Avestor le-am luat și pe astea. Mulțumesc frumos, băieți. Acest clip nu-i sponsorizat de ei. Și este ultimul clip în care le mai trag în rușini pe astea de la Apple, gata. Și apoi mi le dă mie, ca așa a zis. Deci m-a terorizat ăsta, nu păi dacă tot vine aici pe gratis, măcar ceva, un pișcot să primești eu. Tot el a adus băutura, se nota, adică el plătește să vină. Da. Păi așa, dacă vreți să apăreți la Maici un vlog, să știți că trebuie să plătiți. Și astea sunt full, le-am încărcat și toate astea seară. Uitați-vă și voi în cutie ce frumos vine situația. Ia uitați-vă ce husă frumoasă au. Și micuță. E chiar... chiar ce trebuie. Și aici e buzunarul de șpagă. Știți că la doctor. Astea sunt pe gri. Griul ăsta, crem, nu știu. E gri. Băi, tu ai problemă cu Diana, cu griul și cremul. Tu și cu Diana aveți niște probleme, dar pe Diana o înțeleg că e albaș. E un gri mai cremos. E gri. Păi, lumina bate de gri. E clar, le-aș lua pe alea de palea negră, dacă ar fi să le cumpăr. Uite, știu, asta este calitatea materialelor. E un plastic. Cauciucat puțin pe aici. Părțile astea e puțin cauciucat. Nu, e... aici e piele. Adică nu poți să le compari cu astea la material. Hai să văd. Da, așa, se desfaci. Nu este chestia aia ca la asta. Nu, nu, nu. Da, nu, nu se întâmplă chestia asta, acolo. Dar stai așa, că avem o treabă pe aici. Una dintre căști, și anume doar asta, are o găurică aici, nu știu dacă se vede. Mi-e și mai văd idee că ai fost o găurică aia. Ai văzut-o? Am văzut-o, dar n-am niciodată văd. Dar e doar într-o parte. E vreun senzor ceva? Să ne scrieți voi în comentarii dacă știți, dacă aveți idee. Pare de sticlă. Adică această găurică de aici pare ceva, un senzor sticlă. Da? Trebuie să găsești, mă, dacă nu o să caut eu după. Nu știu, fețiu. Gata, le-am conectat pe ambele. Domnul Ionuț Bunescu, aveți onoarea să le puneți pe astea mai întâi. Pentru a treia sau a patra oară. Da. Probabil și ultima. Ultima când le testez la Mariana acasă. Apoi la mine acasă. Nu se va întâmpla asta. Ai făcut setările pe care ți le-a recomandat cineva în Spotify? A, să dau la mai loud? Da?
Nu, am făcut inițial, am dat loud, dar după aia se auzea distorsionat. Dar am impresia că se aude, poate și melodia pe care n-am mai ascultat-o până acum, dar am impresia că se aude. Și rețești de la primul pahar de la Ambrusco, dar a trecută băut CV3. Am băut tot timpul responsabil. O sticlă am băut și data trecută în doi. Păi, responsabil. Bun, deci. Se aude mai bine acum, nu știu. Bine, hai, pune-le pe astea. Hai. Pune-le pe astea. A. Păi, ready, da? Ok. Stai să le setez puțin aici. 2 secunde. Nu, că vreau să stea bine. Oricum ai dat-o play înainte și am văzut cum se auzeau fără să le pui pe cap și deja se auzea volum. Ai văzut cum se aude? Am văzut, am observat. Gata, fiți atenți aici. Vorbește ceva. Vorbește ceva. Vorbește la Ambrusco pentru mine. Tot ce spun. Nu-l aud deloc, ceea ce e bine. Nu știu cât de tare vorbesc. 2-2-2, o să bată. Se aud mai tare. Se aud mai tare. Poți să dai și altă melodie, ceva? Da. Mai ceva pe bas. Mâine pe canalul principal vine mare degustare de bărgăraș. Am degustat bărgărașii pe care voi i-ați recomandat în... Nu știu ce zice Marian, așa că nu știu dacă sunt de acord cu el. Important e că nu au nimic, doar văd că vorbește. Da, deci în vlogul pe care l-am făcut prima oară cu Bargara și voi ne-ați recomandat de unde să mâncăm și noi am mâncat. Și mâine vine vlogul pe canalul principal. Da, poți fi de acord cu mine, nu? Nu știu de când am auzit că mâine vine vlogul pe canalul principal. Se aude mai bine, dar tot nu-s bube ca bu. Știu că lumea o să zic să ia iar de noi, bă, că... Bă, dar voi vreți să fiți bubuiți, mai tare, bă, să sară timpanul, ia din ăla în iert. Se aude mult mai... Diferență, deci, da. Acum am fază din felul următor și aici îți dai seama. Sunetul ăsta de pe asta e mult mai fin. Deci, asta vreau să zic. Finețea și claritatea nu sunt la fel pe astea. Deci... În sfârșit, după ce am reușit și eu să pun mâna în sfârșit pe niște căști pe care cel mai vreau să mi le cumpăr, clar, Sony, astea sunt, le-am testat și eu aseară și eram, da, astea sunt. Până nu mă interesează de mult să fie calitatea materialelor extraordinară. Da, aici e calitatea materialelor, așa cum am zis în toate vlogurile. Până mă interesează să fie niște căști pe care să le iei cu tine tatăl în călătorii sau unde te duci să editezi vloguri sau să asculti muzică, pe avion, pe tren, ce mai mergi. Nu mă interesează. Păi avion și pe tren să nu mergeți, că e frig. Da, și COVID probabil. În asta mă interesează să poți să-ți faci treaba cu ele, să țină baterie. Un mare plus aici e că bateria asta, că ține bunul la 30 de ore. La Sony? Da, ceea ce e extraordinar. Și, și căștile astea poți să le închizi. Au buton, le-ai închis, stai liniștit că nu se mai consumă bateria, la fel cum se consumă la astea în acel power nap. Pentru că pe astea l-am încărcat sâmbătă trecută. Duminică erau full, duminică dimineața le-am încărcat și vineri când am vrut să le folosesc, ele stând în poșetuța aia, vineri când am vrut să le folosesc, aveau 1% baterie. Ceea ce sigur nu se întâmplă și cu astea, pentru că pe astea poți să le închizi. Și poți să le iei după o săptămână, după 2 săptămâni și să mai aibă niște zeamă în instalație, să poți să asculti și tu muzică. Da, ele poți să le controlezi de aici. Play, pauză, poți să le controlezi. Play, pauză, active, și toate cele. Noise cancellation și toate cele de aici. Asta a fost faza, am vrut să asculte și altcineva la ele și să confirme ceea ce părerea pe care mi-am făcut-o eu aseară. Că astea se aud mult mai tare. Au prețul corect și au prețul corect pentru ceea ce oferă. Da, cu siguranță, cu siguranță. La jumătate de preț față de AirPods Max. Astea sunt frumoase, dar cum spuneam, au dezavantajul bateriei, faptul acelui sleep, power sleep mode care consumă oricum bateria. Poșetuța e oribilă, prețul e... și nu-ți bubuie cap. Nici aici nu-ți bubuie capul, dar am văzut de când ai dat play și se aude așa. Și are un noise cancelling foarte mișto, era activat, nu? Era activat. Da. Adică inclusiv fără să ai muzică în el, ai un noise cancelling foarte mișto. Da, ăsta în schimb la modul transparent. E șmecher. Adică aici e tehnologia, la modul transparent și mod extraordinar. Asta o chestie interesantă. Fii atent aici. Deci e din aplicație, ai o chestie speak to chat. Și pentru jocuri sau ceva? Și în momentul în care eu am început să vorbesc, a intrat transparency mode. Eu mă aud acum. Deci fii atent. Puneți-le pe urechi. E o chestie e foarte interesantă. Ok. Lăutare. Și acum dacă vreau să zic ceva, ce tare! Și acum s-a oprit muzica și eu mă aud și pe mine inclusiv în boxe, prin microfonul exterior. Exact.
Și te auzi și pe tine. Exact. Adică exact. Fără să mai ai da. Noi. Și acum dacă trecem din gură, puteai să dai play. Stai să mai fac eu un test. Așa. După cum ziceam, ce tare, băi, ce mișto, mă simt ca la radio, știi? Și vrei să se termină melodia la radio, acum câțiva ani buni am făcut și eu radio, sper să mă întorc cândva. Și se termină melodia și vrei să intri cu vocea, știi? Și pac, trebuie să tai melodia, foarte mișto. Acest tag, tag de tot foarte chestia mișto. Asta, speak to chat, se numește. Da, asta e părerea mea, sper că asta e și părerea lui Bunescu. Cel mai probabil pasta o să mi le cumpăr. Clar, negre. Clar să am nevoie de căști, acum că vine copilul. Ha, ha, ce glumă! Pe lumea că nu cum am mai editez eu vlogurile. A, eu mă gândeam gen ca să nu-l auzi pe el, bă, de, bă, dacă nu-l auzi pe el, o aud pe Ionesc. Gen de aici, de afară, pe așa, ce faci mai acolo? Da, îmi place ele că au gaura mare și pică bine pe ureche. Pentru mine e extraordinar. Foarte ușoară, foarte ușoară. Da. Nu știu cât de ușoară sunt în comparație. Nici nu să mă doară urechile de la... Da, foarte tare. Ce mi-ar fi plăcut în schimb să aibă? Posibilitatea de a schimba caucioacele, bureții alea față de Apple și cea mai testată data trecută... Bang & Olufsen. Care și ele, dar mă rog, sunt altă categorie de preț. Da, da. Distinși pe spectatori, putem concluziona că ăsta a fost testul de astăzi, paharul de tehnologie. Ăsta a fost vlogul. Ne vedem mâine pe canalul principal cu vlogul ăla cu Bargaraș. Da, foarte mișto. Și luni ne vedem cu un alt vlog pe care tot astăzi l-am filmat. Am primit de la lopătare, i-am primit randarea, proiectul cum ai venit, pentru terasa din spatele casei. Și luni o să merg cu Ionasca într-un loc foarte șmecher în România și cel mai probabil marți sau miercuri pe canalul principal va veni vlogul cu locul la frumos din România. Așa că abonați-vă la canalul secundar, la ăsta de daily, cât și la celălalt principal. Crești un fericit. Bunescu, pe o completare? Da, nu știu ce este această găuric. Dacă știți, lăsați în comentarii.